Salutare din nou! Luna aceasta avem o provocare în fața noastră, respectiv campania Curățăm Constanța noastră. Sunt multe motive și fiecare dintre ele absolut personale pentru care cineva ar alege să se implice în această campanie. Din punctul meu de vedere, aș prefera să mă refer mai degrabă la motivele pentru care am alege să nu ne implicăm. Și în ceea ce mă privește, sunt două motive majore. Primul este nu e treaba mea și al doilea este rușine. Haideți să le luăm pe rând. Nu e treaba mea. Treaba noastră este în privința a ceea ce este în spatele ușii de la intrare și în spatele portierei. Și am să vă rog să vă gândiți în viața voastră să vă dați seama dacă este așa cum spun eu sau e diferit în cazul vostru. Suntem obișnuiți să avem grijă și să ne preocupăm de ceea ce considerăm ca fiind al nostru, spațiul nostru. Și al nostru este casa în care stăm, este mașina, este teritoriul vieții noastre într-un fel sau altul. Și ceea ce este spațiul comun este într-un fel sau altul răspunderea tuturor. Și aici se întâmplă un fenomen interesant. Cumva responsabilitatea pentru ceea ce este comun difuzează între noi toți și ne poziționăm în sensul de ce să fac eu când ăla nu face? Sau alte lucruri de genul acesta. Și sfârșim, atunci când e răspunderea tuturor, să nu facă mai nimeni acel lucru pentru că este răspunderea tuturor. În același timp, un caz particular este, dar de ce să fac eu? Pentru că, uite, dau bani, am plătit niște companii și de ce să fac treaba lor? Și da, este justă poziția aceasta. În același timp, dacă angajăm o femeie să ne facă curățenie în casă, bănuiesc că nu vom lăsa vasele murdare în chiuvetă până când vine femeia să le spele. În primul și în primul rând, s-ar putea să rămânem fără vase. Așa încât, ca o concluzie, la nu este treaba mea, putem să luăm în calcul faptul că în spațiul comun, adică acel spațiu care este după ușa noastră de la intrare sau după portieră, ne petrecem într-un fel sau altul cea mai mare parte a vieții. Este spațiul în care suntem atunci când plecăm de acasă la muncă, este spațiul de la muncă, evident, este spațiul pe care îl traversăm pentru a ajunge cu copilul la clubul de teatru sau spațiul pe care petrecem cu copilul, în care stăm cu copilul în parc. Prin urmare, ce se întâmplă în spațiul comun este ceva care ne afectează pe toți. Și atunci putem să ne întrebăm cât pot face eu, cât îmi este rezonabil și confortabil să fac pentru a-mi aduce contribuția la a face acest spațiu comun mai bun. Deci, în loc să mă uit la ce fac ceilalți, mă pot întreba ce pot face eu pentru acest spațiu comun. Acum, al doilea motiv este rușina. Respectiv, a face curățenie după altcineva este o afectare a demnității noastre. Pe principiu, cum să mă aplec să iau eu hârtiile de pe jos? Și da, dacă ne uităm în jur atunci când facem un astfel de gest, vedem priviri măcar contrariate, ca să nu zic indignate, de faptul că de ce îi faci asta? Adică, de ce? Ce ești, gunoier? Și îi rog pe gunoier să mă ierte, în mod cert nu aduc o ofensă la adresa profesiei noastre, profesiei lor, ci doar încerc să subliniez o atitudine pe care o avem vis-a-vis de a face curățenie în spațiul comun. Acum, aș vrea să vă rog să puneți în balanță această atitudine cu o alta, care spune cam așa. Faptul de a avea o atitudine prosocială, faptul de a ne preocupa de lucrurile care țin de ceea ce împărțim toți, faptul de a avea grijă de spațiul nostru comun, faptul de a avea grijă de planetă, este ceva care reflectă faptul că am ajuns la un nivel superior de conștiință socială, un nivel superior de conștiință morală. Realmente e nevoie de mult curaj și multă asumare a atitudinilor pe această direcție ca să poți să le pui în practică și efectiv să faci gesturile potrivite care reflectă această atitudine și nu doar să spui da, eu sunt ecologist. Prin urmare, provocarea mea pentru voi este ca în această campanie Curățăm Constanța noastră să faceți cât puteți, dar cât puteți să faceți. Și dacă întâlniți un pet pe stradă, vă rog frumos, aveți curajul de a-l ridica și de a-l pune la coșul de gunoi. Mulțumesc din suflet! Zi bună tuturor!